Municipal Craiova, de care de obicei, înaintea unui joc pe care discutăm acasă la Polivalent, antrenorul principal de handbal feminin, bine față de noastră, doar o zita mică și ceea ce m-a venit bun. Bună ziua și bine v-am regăsit. Am trecut la timp de la ultima noastră conferință de presă și mă bucur de ne spus că ne-ați adunat cu prezența și astăzi. Înainte de a discuta despre etapa care urmează să o avem sâmbătă de la 16:30 împotriva Bădăină, ce trebuie lucru, mă simt nevoită să dau o explicație despre Alexandra Andrei Gogoiu, care a părăsit această echipă poate prea repede, după părerea unor, poate trebuia să facă mai repede, nu știu. Dar ce este că s-a produs această plecare și ce explicația vreau să vă dau referitor cu acest lucru este că în momentul venirii mele astă vară la această echipă m-am înțeles foarte bine cu Alexandra Andrei Gogoiuță, i-am explicat planul meu de viitor, faptul că face parte din lucrul acestei echipe și că este practic competențele mele pentru a consolida o echipă competitivă, dar răspunsul din partea ei a fost un foarte ferm și foarte hotărător, în care mi-a spus că chiar dacă în ultimii 2 ani, 3 ani de zile a avut foarte mult de suferit în sânul acestei echipe, crede că această schimbare va ajuta foarte mult să progreseze și dorește din tot sufletul să colaborăm foarte bine. La un an și ceva mai târziu, undeva pe începutul lunii septembrie, am venit la mine cu rugămintea de a o lăsa să plece și citez, mi-a spus în felul următor, dacă și mâine primesc o hârtie din partea clubului cum aș pleca liberă, fără nicio obligație față de acesta, aș prefera să plec cât de repede posibil. La care, bineînțeles că eu m-am opus cu vehemență, pentru că echipa avea nevoie de ea, ea avea nevoie de echipă, am întrebat-o motivele pentru care vrea să plec și a zis că sunt motive personale, mi le-a detaliat puțin și totuși am încercat să o convinc să rămână cel puțin până la sfârșitul sezonului. Mi-a zis că este mulțumită de foarte multe aspecte la acest club și că va vrea să meargă și la club să aibă discuții cu președintele, să-și spună ofurile, dorințele și așa mai departe. A făcut acest lucru. Cert este că cererea pentru a continua la echipa noastră a fost mărirea salariului undeva de 4 ori la ce avea în momentul de față și bineînțeles că răspunsul clubului a fost vom discuta în vară o renegociere, așa cum era stabilit și în contract cu ei, cu condiția să arăți că, da, într-adevăr, probabil ai meritat această mărire a salariului. Am citit foarte multe articole în ultimele zile și părerea mea este că multe lucruri sunt neadevărate ceea ce au apărut. Mă leg de aspectul pentru unele din articole se spunea că a fost dat afară Alexandra Gogoiuță. Alexandra Gogoiuță n-a fost dat afară, ci pur și simplu s-a pus în vedere, așa cum și cu alte jucătoare am avut aceste discuții și le-am spus că din momentul în care se termină contractul au opțiunea să plece și la alte echipe. Pentru simplu motiv că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Un al doilea motiv este dorința foarte mare de a face performanță cu această echipă. Și chiar și jucătoarei care au venit astă vară, la propunerea mea. Care nu au confirmat ceea ce am crezut că pot să facă și cu siguranță vom căuta soluții și în alte direcții. Foarte mult în ceea ce privește cazul Alexandra Gogoiuță, nici nu ar vrea să pătrund. Pentru că, până la urmă, după meciul cu Brașov, așa cum i-am spus, dorința ei de cu câteva luni în urmă i-a fost respectată, adică dorința de a părăsi acest club. Și, ca de dovadă, după deplasarea de la Cluj, am primit un telefon din partea conducerii care mi-a confirmat dorința ei de
a părăsi echipa. Nu ne-am mai opus așa cum am făcut-o și astă vară și astă toamnă. Și ca atare, în momentul de față, nu mai face parte din lotul echipei. Eu personal îi urez succes și sunt sigură că dacă va face mici modificări la anumite aspecte, va putea să performeze așa cum eu mi-am dorit în primul și în primul rând, pentru că este o jucătoare care poate să progreseze foarte mult și să devină o handbalistă redutabilă, dar am semnele mele întrebare care nu cred că este cazul să le dezbatem în această conferință de presă. Ceea ce am mai citit în articolele din ultimele zile este faptul că în vestiar cele bătrâne, da? Eu le-aș spune cu experiență în bătrâne, pentru că nu sunt decât de anumită vârstă, și-a face dreptate cu pumnul în vestiarul echipei. Dacă cineva are dovezi despre asemenea lucruri și dacă cineva care scrie asemenea lucruri a vorbit cu jucătoarele și au curajul să vină să-i spună în față și în public asemenea situații, vă rog din tot sufletul să le aduceți, să discutăm, să le punem, să le probăm și așa mai departe. Pentru că vârfe de genul cum că inclusiv aș lua toată parte de la anumite jucătoare. Acest lucru n-am făcut și nu voi face în viața mea așa ceva. Ceea ce am făcut în 23 de ani de handbal, între care 19 de dată performanță, le-am făcut cu corectitudine, cu sinceritate, cu devotament, cu muncă și cu respectul reciproc. Respect prea mult oamenii și sportivii ca să mă cobor la un asemenea nivel, astfel încât să fac asemenea lucruri. Și n-am să fac în viața mea așa ceva. Și cine mă cunoaște foarte bine, chiar crede ceea ce zic în momentul de față. Cine nu și să faci campanul și duză și cum vreți voi să le numim, n-am decât în continuare să povestească pe la colțurile blocurilor, pe unde doresc, pe la cafenele, să discute asemenea, nici nu știu cum să le spun până la un moment, pentru că sunt niște vârfe nefondate, sunt niște răutăți, spun eu. Și așa cum susținea cineva tot din presă, că cine vrea să se lupte pentru alb-albastru, să o facă. Eu mă lupt pentru culorile alb-albastru și dacă am venit aici, am venit să fac performanță. N-am venit să fac campană. Iar dacă cineva își dorește să părăsească echipa mai repede sau cineva nu se simte bine în condițiile în care chiar nu lipsește absolut nimica, nu putem să forțăm acele persoane să continue cu noi. Și dragoste cu seara nu se face. Adică, până la urmă, nu poți să ceri un sportiv care nu se simte bine și, din păcate, problemele care le-au avut în sezoanele trecute n-au putut să treacă peste ele și să le aducă și în sezonul acesta, deși rugămintea mea, exact la data de întâlnire când am întâlnit cu echipa, le-am cerut acest lucru fetelor care probabil au avut niște clinciuri, discuții, mai puțin plăcute, le-am rugat să uite, să dea totul la o parte, toată lumea pleacă de la zero în ceea ce privește echipa din momentul respectiv și unele au reușit să treacă peste ceea ce au pătrimit, probabil pătrimit, e mult spus, pentru că în orice echipă sunt anumite probleme, discuții, dispute și așa mai departe. Și le-au adus cu ele și în sezonul ăsta. Altele le-au trecut, altele le-au adus și în sezonul acesta. În ceea ce mă privește pe mine, am încercat și încerc în continuare să le arăt că cu o atitudine, cu o determinare și sacrificiu, poți să faci rezultate extraordinare, poți să aduci publicul și iubitorul de handbal alături de tine, să te susțină în continuare, să-ți ofere liniște, suport și sprijin în ceea ce vrei să faci. Ziua de trebuie să știi și până în care m-am luat, în ăsta care am adus în vedere câteva discuții. Despre cum schemă, e bătrâne, tine, lăsați-ne cum să schemă, cred că ar fi cazul să vă vezi de fapt. Dar cum se fac să mă trebuie respectiv, bătrâne la închiriune. Acest episod că nu-i cunoașteți sau nu-i cunoașteți, există.
Dacă vă aduc în fața asemenea dovezi dumneavoastră, vă dați demisia? Da. Ok. O să vorbesc să văd dacă fetele care mi-au spus sunt dacă o să facă treaba asta. În orice caz, referitor la jucătoare, nu este numai la care s-a prins de faptul că a sărit suma unor dintre jucătoare să facă altceva decât fac celălalt. Doi, este datoria noastră când aflăm ceva de și din punctul ăsta de vedere personal, cred că v-am proteja foarte tare să facem. Uitați-vă, de exemplu, ce se scrie despre Mitică Dragomir. Mitică Dragomir nu este. Nu, referitor la cazul Bobăriță, jucătoarea de dragi în casă de sunt unghie, eu nu am privat absolut nimic, cum ați spus. Referitor la cazul Bobăriță, jucătoarea de dragi în casă de sunt unghie, eu am o multă vizionată. Nu, ca să fie să vă spun și ea a plecat, a spus că pleacă, a spus că ați dat-o afară. Ea a spus că a fost forțată să plece, fiind, citesc din memorie, utilizată ca jalon la antrenament. Despre aceste lucruri, dacă vreau să discutați, nu despre ce scrie mâine. Și dacă vreau să discutăm despre performanță, cred că ar fi fost frumos, de exemplu, să veniți în fața noastră, nu știu dacă chiar... Să veniți în conferința, trebuie să nu facem asta, probabil nu v-ați făcut de ceea ce se întâmplă așa în totalitate. Să spuneți, da, uite, la ultimele baterii de teste, vă colic să nu s-a întâmplat, nu s-a pregătit, a făcut asta, atitudinea aia derivat din asta, a făcut asta. Una de astea n-a ajuns la capacitatea care am dorit. Asta cred eu că înseamnă. Eu zic că am văzut și statistica extraordinară făcută în ceea ce privește pe Alexandra Gorica. Nu, sunt ajuns de pe fere, nu trebuie să facem. Da, exact. Dar nu trebuie să facem. Dar nu trebuie să facem. Și dacă ne uităm puțin, în ceea ce privește statistica ajutătorilor de la mine din echipă, vezi că sunt cel mai măsură să o fac și să o prezint în publicul. Pentru că e ușor să vedem că a dat 45 de goluri, care vreau de ele, a dat pentru echipă, dar statistica nu costă doar în goluri marcate. Să vedem din câte aruncări are 45 de goluri marcate, câte greșeli de tehnică individual are această sportivă și nu mai are toate celelalte, pentru că așa nu crezi eu. În momentul în care vedem o jucătoare să dă 10 goluri din 20 de aruncări și pe lângă mai avem 7-10 goluri greșeli tehnico-tactice individuale și cred că această statistică mă privește pe mine personal ca să o comunic clubului. Nu, îți spun, de exemplu, basketul face această statistică și eu pe public, de celălalt și noastră public, care e foarte interesant. Pentru că la statistica arbitrajului din basket este diferită de cea de handball. Da, știu asta, dar și eu asta. Eu știu foarte bine. Eu zic să ne raportăm strict așa cum e, pentru că pentru că suntem echipa de handball și nu trebuie să vorbim nici de fotbal, nici de basket, nici de alte lucruri. De fotbal am avut discuția în contextul în care se judeca o reacție a presă. Asta, de acolo a făcut referire. Nu a fost nicio reacție. Eu apreciez presa din Craiova și ce... ceea ce au scris și cred că ceea ce ține de mine și de noi ca și grup trebuie să spunem anumite lucruri care sunt adevărate și care nu, pentru că publicul poate care iubește, dacă vreți să dialogăm în această conferință de presă, nu se pare normal și îi dăm pe restul, să știți. Și dumneavoastră timp v-am lăsat să vă exprimați opinia, așteptați niște răspunsuri din partea mea, dar se pare că nu pot. Deci nu pot din cauza faptului că dacă încep să vă spun ceva, automat reveniți o altă treabă și chiar nu are rost. Dar spuneai la începutul conferinței că în iulie, când ai venit la echipă, Gogoriț a spus că e bucuroasă de această schimbare exact. Și așa. Ce m-a făcut-o ca în 2 luni, 3 luni, până în septembrie, când a venit prima oară propunerea de a rupe contract și apoi mai târziu? Ce crezi că a făcut-o? Și n-au fost una, două discuții personale, inclusiv cu soțul ei, care a luat parte la discuțiile dintre mine și ea. Nemulțumirile au fost nenumărate și nu vreau să le dau publice, pentru că consider că discuțiile au fost destul de private și chiar mă limitez la a vă spune că am avut aceste discuții. Și dorința ei, în primul rând, era, cred că, o mărire a salariului. La care bineînțeles că noi cei din club ne-am gândit și am propus pentru viitor o mărire de salariu cu schimbarea datelor de contract. Și dacă este, n-a fost o negociere
până în sezonul 2014 cu promisiuni de un contract extraordinar de gras în străinătate. A fost o propunere, un contract până în 2016, cu posibilitatea ca în 2015, dacă vrea să plece în străinătate pe un contract foarte bun, să fie liberă din partea clubului către un transfer internațional. Acestea au fost condițiile. În septembrie a venit cu soțul ei la o discuție în care mi-a spus foarte clar, sunt nemulțumită pentru că și totul a lovit către financiar și am zis Gogo, zic, așa ne alintam, că ele sunt mie, că mi-a spus Gogo de la numele ei. Zic Gogo, în momentul de față clubul nu poate să-ți ofere o asemenea sumă. Dacă dorești totuși din vară un asemenea contract din partea echipei, pentru că știi foarte bine că ne bazăm și faci parte din nucleul acestei echipe, joacă meci de meci cu o constantă și chiar câte un vârf de meci în care, așa cum ai jucat la meciul cu Brașov în tur, a făcut un meci extraordinar la Brașov în tur, dacă ne aducem aminte. Dar așa și prestațiile mai puțin bune din octombrie, în care am avut legate cele trei meciuri, Constanța, Vâlcea, Ploiești, în care rezultatele ei individuale n-au fost la fel de bune ca până atunci. Ca să ne aducem aminte la celelalte meciuri. Eu n-am luat o decizie așa cum probabil părea din ziar după meciul cu Brașovul. Doamne ferește, nici pe departe, pentru că foarte multe alte jucătoare n-au fost la nivelul lor și nu s-au ridicat la nivelul lor. Dar atunci când știam din discuțiile colaterale că este dorită de terțe persoane, de terțe echipe și ea nu-și mai dorește sub nicio formă să rămână la această echipă și să poată să joace și cu sufletul, pentru că din discuțiile care am avut cu fetele, chiar am spus întotdeauna, nu poți să faci performanță dacă nu ești și cu mintea și cu sufletul pentru acea echipă. Nu doar cu mintea și nu doar cu sufletul. Și atunci am adus în vedere că am căzut de comun acord, pentru că eu am fost cea care m-a opus să toarnă. Vehement când a plecat Gogoița Alexandra Andrei de la echipă, pentru că credeam în potențialul ei, credeam în tot ceea ce ar putea să facă ea pentru această echipă, și se pare că până în momentul de față m-am înșelat. Pentru că oricine se poate înșela sau să își dea seama mai târziu ușor că până la urmă omului cineva forțat nu se poate să facă meciuri extraordinare, atât timp cât nu se mai simte bine aici, probabil influențată din exterior cu anumite contracte care erau ceva mai bune decât le avea aici. Și atunci am considerat că nu te poți pune împotriva voinței sportivului. Și cred că lucrul cel mai galant care l-am putut face este să-i oferim această posibilitate să nu se mai chinuie, așa cum zicea ea, că până la urmă este un chin, deși nu consider că a fost un chin absolut deloc, și să spună chin prin care a trecut ea, pentru că dacă era să fie umilită, să se simtă rău, să se simtă ca jalon, sunt exerciții tehnico-tactice, cred că sunt prima antrenoare care a lăsat-o, dacă vă aduceți aminte, la debutul campionatului, și 45 de minute pe fază de apărare, în care ea mulțumea din tot sufletul că o las să învețe jocul de apărare. Deci, până la urma urmei, haideți să nu vedem doar partea mai puțin bună prin pierderea lui Gogoriță sau plecarea lui Gogoriță. Haideți să luăm un pic și partea bună a lucrurilor. Și cred că influențele astea din exterior în care se propune un contract mai bun, mai bun, cel mai... Nu știu, are un soțul care se consultă și este normal, pentru că sunt o familie. Dacă au decis de comun acord că asta este decizia lor cea mai bună, noi altceva n-am putut decât să ne respectăm decizia. Ai bănuit-o în vreun meci? Ai bănuit-o în vreun meci că nu și-a apărat corect șansă? I-am spus-o și în față, i-am zis că auzit discuții că ar fi acuzată și am întrebat-o. Ai auzit doar de la mine așa ceva? Nu. Ai auzit de la cineva din partea clubului că te-ar acuza de așa ceva? Nu. Pentru că n-am. De ce? Pentru că probabil în momentul de față, aici ești tu ca și nivel. Poate ai întâmplat, poate ai, nu știu, indiferent, dar și în momentul în care e sportivul, și am trăit atâția ani de zile la, în partea asta lor ca jucătoare, în momentul în care nu te simți bine, în momentul în care îți dorești altceva, în momentul în care știu eu, N motive, nu te simți în latul tău la o echipă, nu mai cum să performezi. Nu mai cum și nu se va putea niciodată să dai tot ce ai mai bun în tine pentru echipa respectivă. Meciul cu Ucluj. După cum bine știe toată lumea, am depus un memoriu către Federația Română de Handball cu o contestație împotriva unei legitimări care nu mi se pare suspectă, care nu se încadrează în regulamentul de transfer
intern. Și cred că șansele ar fi destul de mari, având în vedere faptul că transferul internațional al acestui jucător s-a făcut pe data de 5 iulie. Avem și confirmarea Federației Islandeze. Și ca atare, ulterior trebuia să primească această legitimare pentru campionatul românesc. Și având în vedere faptul că Nicoleta Dincă, Clara Vădineanu și încă alte câteva jucători au depus un memoriu către Federația Română de Fotbal pe data de 1 iulie, automat clubul din Cluj nu mai avea dreptul să facă transferul, acesta fiindu-le suspendate. Obiectivul rămâne la aceeași? A fost legitimată în 5 iulie. În 5 iulie s-a făcut transferul internațional. Da? Și în regulament spune că prima dată se face transferul internațional pentru că a jucat în Islandă și după aceea ulterior se face CTR-ul pentru campionatul românesc. Și asta înseamnă că ar putea pierde toate meciurile în care ai evoluat? Nu cred că toate. Sunt, dacă așa consider că am dreptate să-i dea câștig de cauză, este strict meciul dintre noi și cei de la... Meciul de tot. Da, meciul de tot. Pentru că există un regulament care ne spune așa, la maxim 24 de ore de la disputarea etapei, se pot accepta orice fel de contestații. După expirarea acestui termen, sunt inutile. Obiectivul s-a schimbat cumva? Plecă departe. Deci, atenția, obiectivul acestei echipe a fost 1-7, dar pe locul de 1-7. Faptul că am făcut și mă bucur că până la urmă mi-a pus această întrebare, ca să ducem în lumină un pic și partidele bune făcute de echipa noastră. Cel de la Baia Mare, cel cu CSM București aici unde am și câștigat, cel de la Roma în care nimeni nu le dea ca și potențial câștigător, în care echipa a dat că ușor-ușor se omogenizează, ușor-ușor arătăm că avem un progres și obiectivul acestei echipe rămâne același. Datorită atitudinii și rezultatelor bune care le-am avut până la meciul cu Salău, care ați văzut probabil că l-ați văzut majoritatea pe canalele de sport, e clar că speranța și dorința a crescut mult mai mult, adică prinderea play-off-ului, care este locul 1-6. În momentul de față, cred că am avea o șansă de a prinde acest obiectiv, adică play-off-ul, în momentul în care mi s-a dat dreptate la masa verde pentru meciul de la Cluj și victoria, bineînțeles, care ne dorim din tot sufletul sâmbătă împotriva Brăila. Spuneai că dacă nu fost corect să spui, la prima conferință de presă sau la a doua conferință de presă la care l-am întâlnit, și acum, dacă trebuie prima cu domnul director, s-a vorbit despre obiectivul 7, după, în același timp, vorbiți despre play-off, la acea vreme campionatul fiind organizat cu 9. Imediat s-a aflat că va fi organizat o altă organizare a campionatului și personal m-am întrebat că stăm acolo. V-am spus, știți că s-a modificat campionatul, acum este 1-6, rămâne play-off-ul? Da, rămâne play-off-ul. Să dar nu să spunem acum că, de fapt, noi nu aveam obiectivul play-off-ul, mi se pare puțin ca mult. Dacă vreți să vă arăt contractul meu care scrie foarte clar obiectiv. Da, da, era da, cum dar până la urmă, ce este lăsați să se schimb, dar mă lăsați puțin să mă vă spun și eu acum să vă răspund, nu să-mi spuneți dacă nu... Mi-ați spus contractul, doamne, ce să mă răspundeți acela? Păi, dar dacă mă lăsați în masă, vreți doar pe asta să vă auziți ce spune și nu vreți tehnica, nu e nicio problemă, o să vă las, sincer. Deci chiar, eu nu trebuie să mă cer și nu vreau să-i propunem cu absolut nimeni și nimic. Deci eu vă arăt contractul și regulamentul de ordine interioare fără nicio problemă, în care se stipulează foarte clar obiectivul acestei echipe, care este 1-7, înainte să se schimbe regulamentul pentru play-off și play-down. Deci fără nicio problemă și fără nicio problemă și poate. În momentul în care v-am pus acea întrebare și nu a fost doar o singură conferință a urmat și celelalte, eu personal v-am spus, știți că acum mai sunt Cluj 6, când asta ați confirmat, da, și rămâne în play-off. Și ne luptăm pentru accederea în play-off. Da, și asta ce să și ne luptăm, dar asta nu înseamnă dacă ne luptăm și obiectivul este tot play-off-ul. Obiectivul este că asta sunt 7. Ne luptăm pentru accederea în play-off. Acum am parut de voi, de câte ori ați întrebat despre obiectivul ăsta și s-a spus play-off? Toți am înțeles la fel.
mai sunt șanse să recuperați punctul sau punctele cu Zalău? Spuneai că ați depus-o. N-am depus, am demarat o anchetă. Și încă nu s-a luat o decizie, pentru că ajunge la TAS, nu este chiar atât de ușor. Nu este chiar atât de ușor și am înțeles că se termină și campionatul undeva pe 15 martie. Nu cred că cazul s-a rezolvat la TAS până pe data respectivă, astfel că să ne poată ajuta și rezolvă. Consider că ești în grafic proiectul de la SCM Craiova, respectiv, nu știu, formarea unei echipe sau calificarea unui eu, sau nu știu. Eu cred că sunt în grafic și cred că... Ținând cont, scuze, că s-au transferat totuși pe jucătoare mai în vârstă. Păi, știți cum se zice, până la un moment cine are bătrân să-și cumpere. Pare ca să nu se interpreteze. În primul și în primul rând, în momentul în care începi un proiect, da? Cred că ai nevoie de timp. Și acum la 6 luni de când s-a început campionatul și la scurt timp de când s-a început acest retur de campionat unde am avut niște meciuri foarte, foarte grele și niște deplasări extraordinare care probabil că noi cei din interiorul echipei știm cât de greu a fost să ne deplasăm într-o parte într alta, jucând miercuri sâmbătă, făcând poate mii de kilometri în nicio săptămână. Dar lucrurile astea ne privesc pe noi mai mult decât pe cei din exterior. Echipa, dacă stăm bine să ne uităm din septembrie și până acum, chiar dacă, din păcate, în ultima perioadă am avut niște rezultate mai puțin bune, cred că vocile din handbalul românesc și oamenii care se pricep la acest sport m-au felicitat și n-au felicitat pe cei care, într-adevăr, susținem cu toată dragostea și sinceritatea această echipă. Sunându-ne, întâlnindu-ne și au fost voci din handbalul românesc care sunt renumite. Și nu numai din handbalul românesc. În care mi se spunea foarte sincer că această echipă, ceea ce privește atitudinea, viziunea jocului, a crescut foarte, foarte mult. Că, într-adevăr, mai sunt depus la punct niște amănunte în ceea ce privește jocul colectiv și individual. Și, bineînțeles, că de tot acest lucru, pentru îndeplinirea proiectului pe care îl avem, este nevoie de timp. Nu se studiază nicio relație de joc și niciun sistem în 6 luni de zile. Nu putem să începem un proiect în toamnă și deja în mici februarie să vedem minuni întâmplându-se cu această echipă. Și sunt ferm convinsă că cei care cunosc handbalul așa cum pot să spun că cunosc și eu și au dat seama de evoluția acestei echipe și de viitorul promițător pe care l-are această echipă.